Catalog de vinuri. Schiță. Dacă apuc o adâncă bătrânețe, iar la vârsta mea înaintată, voi primi și acea înțelepciune amabilă și senină, după care răvnesc atât de mult, voi scrie catalogul complet al vinurilor ungurești, pentru că acesta nu poate fi scris fără o foarte mare experiență, precum nici fără o și mai mare gentilețe, seninătate, înțelepciune. Sper că o să ajung la acea vârstă înaintată și că în ultimii mei ani de viață nu o să vreau să iau cu mine în lumea de dincolo, în buzunarul din spate, mărfuri de contrabandă. Sper ca până atunci să nu mai invidiez pe nimeni pentru bucata din gură și femeia din brațe. Nu voi mai avea resentimente ascunse, nu voi mai avea datorii și nu voi jeli fără rost treburile neglijate. Atunci, da, atunci voi scrie marele catalog al vinurilor, catalog al vinurilor, sortate după gusturi, arome, uleiuri, nestemate, femei. Pentru fiecare regiune, plai și soi, voi căuta bucata potrivită, sezonul potrivit, ba chiar și ora potrivită când se poate bea și voi căuta și muzica potrivită și poetul cel mai îndeaproape înrudit. Încercarea de acum de a întocmi un catalog al celor mai importante vinuri trebuie socotită doar un studiu preliminar al acestei mari întreprinderi. Nimic nu e finalizat sau definitiv, ba chiar totul este schematic și năcopt. Deocamdată sunt prea tânăr pentru confruntarea cu o asemenea temă. Voi începe cu vinurile de șes. Vremea propice pentru a bea vin de cheschemet este vara și toamna timpurie. Se poate bea toată ziua, la muncă, la masă, în companie, chiar și la micul dejun. Cel e lângă jocul de cărți, dar nu la vreun joc mai serios. Lângă taroc, de pildă, merge numai vinul de xopac sau cel de aroci, cu multă apă minerală și anume cu apă de parad, apă de rouă, ori apă acidulată de fured. Vinul de keskemet, este cel mai bun dacă are 2-3 ani vechime. Vinul nou e prea subțire, iar dacă e mai vechi, își pierde din prospețime. Din mai până în august e timpul vinului de chișchioroș. Merge lângă carne mai ușoară, mâncăruri de legume. Odată l-am băut cu iachnie de fasole, atunci a fost cel mai bun. Trebuie băut curat, cel mai bine într-o companie mică. 6-8 persoane, bărbați și femei la o altă. cere muzică, nu suferă singurătatea. Atracția lui este o, este o moliciune amabilă, însă caracterul cel mai apropiat n-am reușit încă să-l analizez. Vinul de Xengot și cel de Solzentaimre, înrudit cu primul, pe care unii cunoscători îl prețuiesc mai mult decât pe cel din tâi, este mai femeesc, mai îngăduitor. Acesta e vinul micii burghezim. Merge bine la bucatele mai grase. Vinul de Xengerd are o uimitoare trăsătură, aceea că te îndeamnă la decizii rapide. Așa că dacă bei vin de Xengerd, ai grijă, nu cumva să iei o decizie pripită. Vinul de Solvadgert este mai petrecăreț și mai zgomotos. Este un vin monofonic. Vin de crâșmă, îi plac mâncărurile reci, cărnații, ceapa. Timpul potrivit să-l bei este mai ales toamnă târzie, când afară e ceață, plouă până la genunchi. Este unul dintre cele mai bune vinuri noi. Spunând că este un vin de crâșmă, n-am câtuși de puțin intenția să-l depreciez. Ba din contră, crâșma este una dintre instituțiile cele mai importante ale civilizației noastre, mult mai importante decât parlamentul, de exemplu. Într-un loc, omul este rănit, iar dincolo îi se lecuiesc rănile. Despre vinurile de șes, deocamdată ajunge atât. Subliniez încă o dată că nu-i nimic complicat în ele, nu-i greu să le deslușești. Caracterul lor astral e simplu. Dacă bei vin de șes, te umpli de steluțe minuscule și aceste steluțe îți dansează în sânge, ca o cale lactee înviată. Între soiurile vinurilor de șes nu e diferență esențială. Este tot una că e Riesling, cadarcă, muscat, otelo sau alb mieros. Vinul de șes este lecuitorul rănilor de viață mai ușoare. Dacă vezi în crâșmă bărbat chinuit de vreo scorpie haină, acela bea vin de șez. Dacă un tânăr student e măhnit de o tainică tristețe, acela bea vin de șes. Dacă vezi un chip neras, în cămașă și fonată, acela bea vin de șes. Bine face. Vinul de munte este numai pentru marile maladii, când cineva se luptă cu păcate, când vrea să-și învingă o fatală neputință. Înainte de toate, însă, când omul suferă de boala idealismului, atunci trăiește cu acea convingere că dacă ar ști toate lucrurile, și-ar rezolva viața. Nu-i de ajuns să știi trebuie să și realizezi. Vinul e marele realizator. Tranziția dintre vinurile de șes și cele montane o realizează câteva vinuri de fer, somoghi, banat și, și câmpia tisei. Dintre acestea, reprezentativ e vinul de domoslo, ducele dealurilor domoale, al vinurilor de deal. Am trăit bogate experiențe cu vinurile de Foniot și Bereni. Aici, deja diferența dintre soiuri e foarte mare. Există vinuri subțiri, care pot fi băute în neștire la jocul de cărți. Există vinuri mai solemne, vinuri somnolente, cu fundul mare. Se găsesc între acestea unii cruzi și tari. Fiecare e bun la masă. Merg extraordinar cu bucatele grase, însă pentru pastele dulci nu sunt destul de delicate. Dacă e posibil, aș bea altceva și lângă vânat. Marele meu catalog de vinuri va vorbi aici despre nelimitatele posibilități ale vinurilor de tranziție. Să trecem acum la vinurile montane. Încep cu cel de Gheunghioș. Este un vin îmbrăcat la patru ace. Are tot ce trebuie pentru a avea o ținută corectă. Iar pe lângă toate astea, este și o gazdă bună, companie plăcută de multe ori scripitor de isteț. La vinul de Gyeonggyos, vechimea începe să fie importantă. Cu cât mai vechi, cu atât mai focos, ca și sufletul bine maturizat. Cel mai bun e lângă sandvișuri și pogăcele. Vinul nou de Mor seamănă, câteodată, până la confuzie, cu vinul regiunilor semi tăria lui începe să mijească de-abia la vechimea de 5-6 ani, dar atunci are deja putere, fără însă a fi dur. Este un vin absolut unic și are un buchet mineral inimitabil. Vilanii este vinul elegant, vinul cavalerilor și al damelor. Din partea mea, la baluri, aș oferi invitațiilor mai vin de vilanii. Excelent pentru logodne. Are un umor amiabil, nepretențios, care desigur este departe de jovialitatea înțeleaptă a vinului de Sopac, dar vinul de Vigiani niciodată nu pretinde a fi vin de Sopac, Cum mici acestuia din urmă nu iar de să meargă la bal. Avantajele acestui vin se realizează pe deplin atunci când omul a făcut baie, s-a bărbirit proaspăt și s-a îmbrăcat în haine curate din cap până în picioare. Cel mai bine în frac sau în smoking, Damele cu decolte, trezește doar atâta emoție cât le trebuie dansatorilor să converseze. Cumpătat, delicat, bine crescut, merge excelent la produse de patiserie și gustări cu caviar. Aș dori acum să vorbesc despre vinurile din regiunea de miază-noapte a lacului Balaton și anume din acea parte care se întinde de, de la Almadi până la Răfülop și diviza această zonă în cinci mari regiuni. Alma de Felsos, Alsos, Balaton Căveș, Xopac, Araci, Fured, Dorg-Cis-Xe și împrejurimile, Refulop și împrejurimile. Cu greu s-ar putea vorbi de diferențe de rang în această arie. Totul depinde de an, așezarea viei, conștiinciozitatea și seriozitatea podgoreanului. Inima mea trage spre Xopac, dar nu m-aș lipsi nici cel de Dorcicșe. n da vinul de Araci pe toți banii din lume și nici chiar pe cel de Tihani nu l-aș da. Mai ales amăruța de Tihani. L-am descoperit cu un prieten de-al meu când pescuiam la un moment dat acolo, în jurul, jurul peninsulei și eram în căutarea unei licori potrivite pentru crapii și șalăii noștri. Abația avea o vie neobișnuită ce cobora pe latura de nord-est și absolut nimeni nu știa de ce are acest vin un iz amărui. Cine gustă odată cum e șalăul înăbușit în unt, cu salată de roșii și amăruță de tihani, acela mai degrabă va uita un tablou din Louvre decât această experiență. Însă și mai greu mi-ar fi să omit vinul de Rev Filop. Acesta este adevăratul vin al prieteniei și al căsătoriei. Fidel, liniștit, senin, pe cât de puțin vorbește, pe atât de mult gândește. Zâmbitor, silențios.